Hai, noroc, frate, mai și bine v-am găsit un nou episod. Astăzi facem, în sfârșit, un videoclip pe Metinoi Tiger Ghost, pe seria asta principală. Înainte să ne luăm videoclipul, trebuie să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care găsiți jos în descriere. Astăzi vreau să creștem o caracteră, să facem nivel 30 pentru Chopper, pentru Ninja. Pe lângă asta vreau să vă arăt și Ninja cum arată, ce am mai făcut pe el, ce mai avem pe el, plus ce avem de îmbunătățit. Pe lângă asta vreau să facem și cioburile pe War. Vedem, poate facem și noi un antic, mai avea posibilitatea de a face antic la Safir și cred că cam atât din câte m-am uitat eu pe aici prin alchimie. Bine, văd că avem și un jad rar și cam atât, a ieșit foarte, foarte mult la alchimie pe War, dar nu e niciun fel de problemă. În principiu vreau să facem un caracter de nivel 30 plus să vă arăt ninja-ul. Pe lângă astea mai avem un scut de dat la plus 8, un titan, am uitat de asta, dar o să facem și un titan, o să dăm la plus 8. Dacă ieșează, mai încercăm câteva plusuri și aia este. Bun. Acum că sunt început de videoclip, vreau să schimb eu și în repede și să băgăm la biolog, pentru că v-am zis, începe tombola de iarnă și vreau să facem dinții și pe warul principal și pe ambele șamance, ca să mai multe șanse la un premiu zilei, la, nu știu, la jetoane, la tombola în general. Așa că hai să vedem. Am mers și mai avem nevoie de încă 9 dinți. Hai să intru și pe cealaltă șamancă, schimb eu scena imediat. Bun. Și vedem și pe asta dacă merge. Am mers și ne mai trebuie 8 dinți pe șamanca asta, 9 dinți pe cealaltă. Iar pe contul principal ne mai trebuie încă 3 dinți și am terminat și biologul. Dintele de azi a ieșuat. Nu l-am băgat pe filmare, l-am băgat înainte să dăm la filmare și a ieșuat. O să facem și calul pe oară, avem nivel 8 la cal, cam așa stăm, n-am mai intrat de vreo 3 zile pe Metin, 3 sau 4 zile chiar, nu mai știu exact, dar cred că 4 de fapt, actually. Stau să vedem cât mai are 4 zile ăsta, da, deci de cred că de vreo 4 zile n-am mai intrat pe Metin. O să trebuie să intrăm, astăzi avem și eveniment cu citite, deci o să participi și la evenimentul cu citite, mai face și de acolo niște bănuți. Mă întâlnit în depozit pentru că vreau să iau o medalie de cal, pentru că trebuie să facem și calul, v-am zis să avem nivel 8, așa că mă duc eu acum să fac calul repede, repede jur și revenim cu rezultatul. Bun, hai că am terminat și misiunea, să vedem dacă ne merge din prima sau nu. La nivel 8, mi se pare că am făcut de 6 ori misiunea ca să meargă. Acum ar trebui să meargă din prima sau a doua șansă. Uite că am mers din prima, mai așteptam să meargă. Am zis, la nivel 8 a ieșit de foarte, foarte, foarte multe ori. Bun, acum că avem și calul nivel 9, o să intrăm pe ninja și o să încercăm să dăm la plus titan. O să vedem dacă facem plus 8, dacă nu, mai intrăm încercări la plus 7 și după aia la plus 8 dacă merge plus 7. Și, na, poate facem plus 8, de ce nu, așa că hai că intrăm pe ninja și revenim cu scena. Am revenit de pe ninja. Bă, momentan contorată cam așa, e cam goluț. Avem doar armură cu încă jumate 15 vânt, apuși de vânt plus 9, un KPV 5 blocare, colierul un KPV 5 pătrundere, skin-uri cu 20 de aval pe care le-am folosit în V4, dar o să expire în 3 zile. E șarfa pe care o să-mi iau eu pe oară înapoi ca să creștem contul. Și avem granatul mitic opac și cam atât pe ninja. Momentan a rămas fără buget, trebuie să mai farmăm un pic, să mai facem niște bănuți. După care o să trecem iar să cumpărăm niște iteme. După care îl băgăm în pădurea fermecată, îl facem nivelul 113, trebuie să-l facem. După aia o să vedem cu alchimia cum o să facem. Trebuie rubin, strălucitor, diamant strălucitor și restul alchimiei opacă. Cam asta ar fi planurile pentru ninja. Și skin-ul de armă se duce în 7 zile. Da, nu e nici fel de problemă, vedem noi când facem rost de one și o să băgăm one și în ninja. Până atunci avem titanul pe care l-am prins pe videoclipul trecut, mi se pare, e muzice diavol. Vreau să-l dau la plus 8, l-a făcut TC plus 7, mi-a zis să-l dau la plus 8 pe video, așa că haidem să vedem. Înainte de toate vreau să văd dacă am upgrade-uri, pe albastră văd că am și trebuie corn de balenă, să scă intri, o să-mi iau corn de balenă. Corn de balenă, o să iau două bucăți, uite aici, și hai să mergem să mi le dau, bam bam. Acum mergem la bătrână, la babă, să vedem dacă avem și noi noroc sau dacă avem El Ghinion.
Sperăm că avem noroc. E prima oară când îi dăm la plus 8 și am mers destul de repede, plus 7. Să vedem, poate merge din prima și la plus, plus 8. Asta, în femeia bătrână, am auzit că se scărăvăsătoare, acceptă. Astăzi vei avea ceva noroc. Hai să vedem. Nu uitați, chat, like, share, subscribe, follow pe Instagram. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-a fost să fie. Hai să mai dăm cu ăsta, cu B la plus, la plus 7. Nu avem perl alba aparent. Hai înapoi în bazar. Sau azi deschidem scuicile astea. Bucă de perl, bucă de perl, de perl la bucă de piatră. N-a fost să fie, trebuie să ne întoarcem în bazar, să cumpărăm perla albă. Ok, bam, bam. Trebuie să mă duc cu contul de dinainte aici. Hai să cumpărăm o perlă albă. 2 cacao perlă albă, nu e absolut deloc scumpă. Hai să vedem. Din zeu cu B, merge la plus 7. N-a fost să fie și s-a dus în plus 5 titanul. N-o să-i mai dau la plus. Am încercat să fac înapoi plus 7. N-a fost să fie, o să lăsăm exact așa. Acum o să creez eu un cont. O să iau tot ce are nevoie pentru a putea farma cu el. Și o să revenim de la Bo. Poate mâine sau poi mâine sau în viitor apropiat. O să filmăm în continuare când încercăm să facem titanul ăsta plus 8. Plus 8 o să ne trebuiască, după care lăsăm așa. Dar până atunci îl lăsăm plus 5, că n-a vrut să meargă, din păcate. Deci nu-i mai dăm la plus. Așa că revenim direct de pe war, direct de la Bo, când facem caracterul nivel. Și în același timp și cioburile și formăm și niște dinți de orc, să vedem de ce nu câți dinți de orc facem până creștem o caracter nivel de 10. Așa că ne revedem de la Bo. Gata, băieți, am ajuns și la Bo. O să băgăm în felul următor pește auriu prăjit, NL XP, o să băgăm și licoarea înțelepciunii. N-am tigru regal, din păcate. O să facem grupa cu oru. Hai să schimbăm și scena. Stai, grupa cu oru. Bam, bam. Ia uite ce face băiatul ăsta. În fine, O să bat aici. Nu știu de unde a apărut băiatul ăsta, că nu era aici când am venit eu. Dar în fine, mi se pare că mai am eu niște cărți cu mânat pe aici pe item shop. Da, uite, am. O să băgăm o carte cu mânat și mănușă tâlhar pentru Zimo. Pentru dinți. Vreau să văd și câți dinți fac și vreau să văd și în cât timp facem nivel 30 pe un caracter. Era mai bine dacă aveam mai multe caractere, dar nu prea am cum, pentru că e doar pe un cont și n-am cum să fac multe caractere. Da, frate, te înțeleg. Așa că o să facem doar un caracter. Mai e o problemă, nu am manti, am vreo 60 de manti doar. Să sperăm că ne ajung. În fine, avem băgat inelul, deci o să vedem clar în cât timp am făcut nivel. După ce fac primul set de cioburi, o să mă duc mai până să iau din nou misiunea cu cioburile, după care revenim la crescut în cazul în care durează mai mult și dacă terminăm de făcut nivel caracterul, ori revenim cu altul să facem alt caracter nivel 30, ori dacă nu, vin și doar fac cioburile să avem 10 cioburi, să vedem dacă facem și noi un antic. Așa că punem pauză aici și revenim când terminăm de făcut caracterul nivel 30. Gata, băieți, antena de făcut și contul nivel 30, schimbăm și scena. Și ne-a luat undeva la 21 de minute să facem nivel 30 un caracter. Nu mi se pare mult deloc, chiar nu mi se pare mult. A avut nici mai mult, nici mai puțin de 500% XP. Am avut manti, mi-au ajuns mantile, chiar mi-au mai rămas încă 26. Deci am bătut cu tot cu manti, cu tot cu carte comandant. Și mi-a luat 21 de minute. Nu mi se pare mult. Mi se pare destul de ok. Acum hai să vedem și câți dinți am făcut în aceste 21 de minute. Și am făcut în felul următor: 8 dinți fără plus și 9 dinți cu plus. Bă, aici mi se pare destul de ok, sincer. În 20 de minute să facem 8 dinți cu plus, 8 dinți fără plus, adică nu mi se pare foarte, foarte, foarte rău. Undeva la 20 de caca, cred. Ceea ce eu zic că este destul de ok.
Se deschidem și corurile să vedem dacă ne pică vreun safir și am văzut acolo că a picat. Deci avem o șansă de liniuță la, la safir. La granat nu avem și la onyx nu avem. Hai să mergem în mapunul să vedem dacă facem și noi anticul la safir. Dacă facem anticul, mai cumpărăm unul de pe shop și dăm la, de la legendar. Avem patroni doar cash, trebuie să strângem de bani ăștia cât se poate de mult. Pentru că în 8 zile și 10 ore se duce armați din eroi și vreau să iau un FMS. Așa că trebuie să strângem de bani. Hai să ce zice alchimistul. Dăm mai întâi la rubin că este ieșuat efectiv. Toate rubinele mi-au ieșuat. Văd că safirul a mers. Granatul a ieșuat și el. A mers la rar și a ieșuat la anti. Deci contul să-i blestema pe alchimie mică aparent. Dar încă n-am făcut niciun antic și cred că am făcut destul de foarte, foarte multe coruri. Dar n-a fost să fie, n-a fost norocul de partea noastră. Am văzut un depozit la Tisi acolo care are un scut titan. Și mă gândeam să-i băgăm schimbarea asta. Și asta o să și facem, așa că trebuie să vin cu ninja-ul în mapunul să-mi dau scutul. E deja în mapunul ninja-ul. Perfect. Pun pauză când am scutul pe cont și vă arăt exact ce prindem. Eu sper că imun să scoată cel un ban. Hai să vedem. Bun, am luat și scutul. Uitați-l chiar aici. Hai să-l punem în al doilea inventar, exact unde l-am pus pe primul scut pe care am prins imun și 10 diavol. Am auzit că sunt scrăvăzătoare, acceptă, astăzi vei fi cât de cât norocos. Momentan scutoare e mana în citinire 8 dex 20 vampiri, deci n-are absolut nimic bun. Nu ne trebuie un imun în mare parte. Orice ar pica pe el, îl dau lui Tisi. Face el ce vrea pe el, bine, dacă pică foarte, foarte bune, bun, o să rămâi așa acolo în comision cum ar veni. Dar, hai să vedem, 3, 2, 1, let's go și 6 putere, 10 orice, absolut nimic, numai gunoaie. Hai să-l băgăm înapoi pe cont să îl punem în depozit să nu uit de el și cam atât pe videoclipul de azi, cred. Bine, aș mai avea aștia patroni, aștia să din patron să investim unul, dar înainte de asta vreau să intru pe sticlă, să vedem cât costă o preche de abonaj plus 9, iar în cazul în care au brez destul de bun, am putea să dăm câteva 3 ori la. Poate facem o pereche plus 9. Hai să schimbe și scena. Ok, imediat. Perfect. Și hai să ne uităm de abonați. Vrem ce preț au abonați și plus 9. Vani, dacă au preț bun, încercăm câteva perechi. 97 de... Da, au preț destul de bun. Un on care e preț destul de bun. Să zicem că le punem la 95 de caca. Ca să se dea repede. Hai să vedem dacă sunt perechi plus 4 pe shop. Un caca jumate, 2 caca, deci nu sunt perechi plus 4 pe sticlă, dar până în plus 4 sunt, nici măcar așa nu sunt, bă. Da, deci nu dăm în abonaj, că nu sunt efectiv pe shop deloc, așa că o să ne uităm la aici, la niște brățări. Ia să ne uităm la brățări plus 7. Nu sunt bă nici de astea, ești prost la cap. Ok, atunci coliere plus 7. Și astea sunt scumpe. Nu, deci nu, n-are sens să dăm în nimic. O să oprim videoclipul aici. Oricum a fost un videoclip mai mult să vă arăt ce am mai făcut pe ninja. Care mai e treaba cu el. Deci da, ăsta a fost videoclipul. Mâine o să fac unul la citite. Să sperăm că facem mai multe de citite. Până acum am făcut vreo 5-6 în 4 ore, ceea ce dauna totală, poate mâine o să avem mai mult noroc și să facem mai multe citite, Doamne ajută, cine știe. Asta a fost videoclipul, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care le-ați jos în descriere. Eu am fost Jogo și ne desigur ne vedem la următoarele videoclipuri, vă pup, ceau, pa, pa!